Sfârșit tragic pentru un bărbat de 33 de ani din Perivadului. În timp ce se deplasa cu bicicleta între Perivadului și Răstoci, a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a fost lovit din plin de o mașină care circula regulamentar din sens opus. Evenimentul a avut loc la data de 8 februarie 2017 la ora 25 minute pe DN1C între localitățile Perivadului și Răstoci. Potrivit unui comunicat de presă remis de reprezentanții biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, un bărbat de 33 de ani din Perivadului, în timp ce se deplasa pe o bicicletă, pe o porțiune de drum în pantă și curbă la stânga, a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturist condus regulamentar de un tânăr de 25 de ani din Baia Mare. În urma impactului, biciclistul a fost transportat în stare gravă la UPU Baia Mare, județul Maramureș, însă câteva ore mai târziu acesta a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.